Sunt Luisa Purdescu, de fel sunt o fire filantropică și vreau să încurajez procesul de împădurire al României. România are un grad scăzut de împădurire de numai 29% față de media de 40% a țărilor membre ale Uniunii Europene. Am să vă vorbesc despre specia Paulownia Shantung. Este un copac hibrid realizat prin înmulțirea în vitro a două specii de Paulownia, și anume specia Tomentosa și specia Fortunei. În așa fel s-a realizat un copac mult mai puternic, rezistent la intemperii și care se adaptează foarte bine pe teritoriul României. Copacul a fost conceput pentru prima dată în China în anul 1984 și s-a extins cu rapiditate în Europa și în Statele Unite, unde s-a împământenit datorită unei capacități sporite de adaptare. Această specie rezistă atât la îngheți cât și la temperaturi foarte ridicate, având capacitatea de dezvoltare între minus 29 de grade Celsius și plus 50 de grade, de asemenea necesită foarte puțină apă. Copacul are o capacitate de creștere spectaculoasă, în câțiva ani atingând o înălțime de aproximativ 10 metri și crescând câte 4-5 metri anual. Rata de creștere în perioadele de început este maximă, ceea ce scurtează semnificativ perioadele de tăiere. Specia este recomandabilă și datorită unei rezistențe sporite la boli și dăunători, cum ar fi și insectele defoliatoare, carii și alte insecte subterane care în general afectează alte tipuri de Paulownia. De asemenea, rezultatele arată că proprietățile fizice și mecanice sunt net superioare față de celelalte tipuri de Paulownia, depășind la ora actuală standardele internaționale care s-au fixat odinioară în raport cu tradiționalul copac Paulownia Yuza. Paulownia Shantung permite o mai bună utilizare a terenului datorită formei coroanei de mijloc, care permite economisirea mai mult de 40% din teren și permite o reducere semnificativă a costurilor totale de împădurire. În prezent, Paulownia se cultivă în SUA, Germania, Bulgaria, China, Iran, Nepal, Vietnam, Laos, Thailanda și mai nou s-a adaptat perfect climei capricioase din România.